Militarii detașamentului de pompieri Rădăuți împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dornești au intervenit cu 3 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Dornești. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau generalizat la casa de locuit și la o mașină parcată în imediată apropiere, existând pericolul de propagare la o anexă gospodărească, dar și la 2 locuințe învecinate. Incendiul a fost lichidat la ora 19:50 de minute. Au ars acoperișul casei construit din lemn cu învelitoare din azbociment, pe o suprafață de 70 de metri pătrați și bunuri din interior, obiecte de mobilier, aparate electrocasnice, articole de îmbrăcăminte, elemente de tâmplărie din lemn și alte bunuri. De asemenea, autoturismul a ars în proporție de 70%. Incendiul a izbucnit din bucătăria locuinței, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar proprietarii au salvat restul anexei gospodărești și cele 2 locuințe învecinate.